În ultimii ani, activitatea lui Dan Manu s-a împletit cu cea a Consiliului Județean. Consilier județean timp de mai multe mandate și președinte al Consiliului Județean în ultimii 4 ani, Manu a decis anul acesta să ia o pauză din zona politicii. Care au fost motivele care l-au determinat să ia această hotărâre, dar și ce își propune să facă pe viitor, a dezvăluit în cadrul emisiunii Jurnal Administrativ, moderată de Adrian Popa. Nu-mi doresc un mandat pentru că, așa după cum știți, în luna februarie 2020 a fost aleasă o nouă conducere la filiala PSD Argeș, care este o echipă, este aleasă, este statutară, are proiectele sale, principiile sale. Eu, din nefericire, nu mă regăsesc, nu mă suprapun cu anumite proiecte, cu anumite principii. Rămân așa cum sunt și cum am fost, un social-democrat. Am multă treabă de făcut și le urez succes. Și să nu uite un lucru. Pentru că eu la Consiliul Județean am făcut echipă și cu actualul președinte, care se pregătește să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, și cu al doilea vicepreședinte de câteva luni bune, echipe care au creat proiecte care sunt în derulare. Și m-aș bucura mult să le termine și, mai mult decât atât, să vină și cu alte proiecte, de ce nu și cu turismul, pe zona Moșelului atât de dorit. Cum pe parcursul anilor s-a aflat în situații diferite și a avut acces la anumite informații puțin cunoscute publicului larg, Dan Manu și-a propus ca pe viitor să adune într-o carte momente din activitatea desfășurată la conducerea județului. Cred că într-o bună zi, dacă nu mă mai invitați dumneavoastră, după ce nu voi mai fi președinte și mă voi duce și în partea universitară, că slavă Domnului am unde să fiu, și la IML, spun, chiar dacă nu mă invitați, s-ar putea să mă tenteze să-mi scriu o carte privind cei 4 ani și un pic ca președinte la Consiliul Județean. Și chiar dacă mă invitați, când noi mai fi pe funcție și după ce campaniile se duc și cea locală și cea generală, voi răspunde și voi spune cu mai mult amplomb și cu mai multă precizie și cu conotații ceea ce s-a întâmplat în mandat, și cu bune și cu rele. În acest moment, omenește, am temelia celor 7 ani de acasă, omenește spun, sunt condamnat să spun numai lucruri care nu fac nici rău. Va veni o vreme în care voi putea detalia și lucruri. De ce? Pentru că nu vreau să fiu acuzat de cineva cumva că unele afirmații ale mele, cum este și acest interviu, să fie conotat sau, mă rog, să fie o consecință a unor rezultate modeste într-o campanie sau alta. În viitorul apropiat, când nu va mai fi președinte al Consiliului Județean, Manu și-a propus să-și reia activitatea ca doctor la medicina legală, dar și activitatea universitară, considerând că are multe de oferit tinerilor care îi vor deveni studenți.